Dragilor, bine v-am găsit, Doamne ajută! Mai zicem? Mai întâi de toate, pentru cei care veniți pentru prima oară, o să vă zic câteva vorbe despre săratele noastre duhovnicești, numite seriile fericiți cei prigoniți pentru dreptate. De câteva luni, Paraclipul Universitar Sfântul Cristian Metodiu, biserica, comunitatea de aici, împreună cu Asociația Ortodoxia Tinerilor, organizăm sărate duhovnicești din două în două săptămâni cu temă cu teme legate de suferința celor care au trecut prin temnițele comuniste. Pentru că suntem în postul mare, de data aceasta am ales o temă specifică, și anume viața duhovnicească din temnițele comuniste. Și când spunem viața duhovnicească, ne referim în primul rând la rugăciune, la Sfânta Liturghie, la spovedanie, la Sfânta Eucharistie, la taina botezului care s-a săvârșit în temnițe, ba chiar și taina Sfântului Maslu, la celulele care au devenit chilii și la multe alte lucruri foarte interesante pe care o să le ascultați în seara asta de la Părintele Nicolae Bordașiu de la Biserica Sfântul Silvestru din București. Părintele a suferit 9 ani în temnițele comuniste de la Timișoara, Oradea, Jilava și Aiud și 7 ani înainte de ăștia nou a stat ascuns pentru că Părintele fusese condamnat 20 de ani la 20 de ani de închisoare, ca deținut politic. Adică pentru curajul de a mărturisi credința în Dumnezeu. Părintele a zis că ne poate onora prezența până la ora 8. Și ne bucurăm pentru asta. Apoi, dacă mai aveți răbdare, mai stăm încă jumătate de oră, o oră și o să mai prezint încă câteva mărturii pe care le-am pregătit aici. Părinte, puteți să luați loc și vă așez puțin microfonul. Bine ați venit la noi, vă mulțumim pentru prezență și Și fiindcă suntem în postul mare și începem o seară duhovnicească, v-aș ruga să zicem un Tatăl nostru. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Mai sunt locuri în față. Veniți aici ca să nu facem picioare, da? Deci mai sunt aici 4 locuri, în urmă 5, 6, haideți. Haideți, veniți aici în față. Mihail, aici uite două locuri aici. Mai e aici un loc și încă două. Haideți, mai veniți, doamnă. Roxana. Preacucernice Părinte, domnule președinte și frații mei, nu pot să nu spun că sunt de emoționat venind aici la frățiile voastre într-un campus universitar și asta mă face să mă simt mai tiner cu vreo 70 de ani, fiindcă la vremea aceasta eu mă apropiu de 91 de ani. Și ceea ce voi încerca să vă împărtășesc sunt lucruri foarte vechi. Dar oricât ar fi de vechi, nu și-au pierdut din importanță și în sufletul meu nici de intensitate. Cu atât mai mult cu cât astăzi mi-a spus cineva că a văzut un memorial al durerii cu istoria unui aviator încărcat de decorații din război
și care, drept răsplată mai târziu, a fost condamnat la închisoare și toată vremea până la eliberare în 64 a petrecut-o în Zarca de la Aiud, cum se spune, cea mai cruntă temniță din câte au fost și din câte sunt, poate și astăzi, și care a plecat din lumea aceasta, dar filmul a rămas și reluat pe ecrane astăzi, caută să actualizeze vremuri trecute pe care unii dintre cei de astăzi nici n-ar accepta că au putut fi astfel de clipe vreodată. Când am primit invitația de a veni aici, m-am întrebat cam ce aș putea eu spune unor tineri de astăzi din cele trecute vremi. Și dacă am acceptat să vin, e pentru că un istoric spune că istoria este un testament lăsat de strămoși strănepoților spre tâlcuire vremii de față și povățuire în viitor. Și mai ales acest aspect din urmă m-a făcut să viu, să spun, clipe de istorie, fiindcă acestea au fost zilele vieții noastre de acum vreo 60 de ani, 70 de ani, clipe de istorie care pot să vorbească cu o însemnătate aparte celor tineri de astăzi și mai ales să arate o orientare spre viitor, fiindcă vă este deschis viitorul și calea pe care o veți urma, aș vrea să nu fie presărată cu ghimpii pe care i-am găsit tineretul de acum 70 de ani. Istoria este o adunare de fapte și în trecutul țării noastre sunt clipe de toată frumusețea, dar și clipe încărcate de lacrimi și suferință. Citeam acum nu de mult că românii, între alte nații și popoare, se pot mândri cu faptul că n-au fost cuceriți niciodată de nicio putere și că marea lor rezistență a fost în viața sufletească. Și aceasta ne arată istoria, fiindcă în ciuda faptului că românii erau împărțiți din punct de vedere al puterii politice, în mai multe provincii, fiecare cu specificul ei. Era Țara Românească, era Moldova și Ardealul, fiecare cu o stăpânire aparte. Cu toate acestea, între ei, românii de oriunde ar fi fost, se simteau frați și erau cu adevărat frați născuți din cei ce au fost romanii și dacii și care le-au lăsat în moștenire o viață sufletească deosebită. Poate că știți mulți că astăzi unii pun problema dacă noi suntem cu adevărat urmașii Romei sau suntem urmașii dacilor amestecați cu oarecare coloniști romani. Fiindcă
Dacia cu adevărat a fost cucerită de romani, dar numai o parte. Dacii liberi au fost departe de stăpânirea romană cu care se confrunta mereu. Și din această alcătuire de romani și daci s-a născut poporul român. Singurul popor care s-a născut creștin din această regiune. S-a născut creștin sugând din învățătura adusă de greci, de romani care s-au încreștinat pe unde au fost și care peste spiritualitatea dacică au născut credința creștină ortodoxă pe aceste plaiuri. Și în virtutea acestui fapt că eram creștini și ortodoxi, românii de pretutindeni erau frați, legați și de originea ca sânge și de originea creștină a credinței lor și mai ales de limba dulce și frumoasă pe care o vorbeau fără dialecte, oriunde ar fi fost oarecare români. Ori istoria ne-a dus năvăliri de popoare barbare și străine. Și chiar dacă au trecut peste noi, cum zice cronicarul, fostam cu hunii, dar nu ne-am hunit. Fostam cu turcii, dar nu ne-am turcit. Și am rămas mereu români și ortodoxi. Până la momentul în care Habsburgii, care aveau ca deviză divide-te impera, împarte-i și stăpânește, pentru că nu-i putea stăpâni pe românii din Ardeal, pe care îi ținea legat pe toți între olaltă cu ceilalți români, credința, au lovit în credință. Și așa s-a născut Biserica unită cu Roma și a fost prima breșă, prima spărtură în monolitul acesta care constituia poporul român, creștin și ortodox. Până când am ajuns momentul 1944, când finalul războiului al doilea mondial a dus peste noi stăpânirea rusească. Poporul român s-a mai întâlnit și în alte dăți cu rușii, dar nu ne-au rușit, nu ne-au rusificat. Acum însă n-au venit ca ruși, ci au venit în chip de bolșevici, de comuniști, de atei, care tot pentru a stăpâni pe unde au ajuns, au lovit în ceea ce avea mai de preț poporul român, în credința ortodoxă. Și pentru că erau atei, chiar dacă poporul rus era ortodox și în ciuda stăpânirii de peste 70 de ani a comunismului, s-a păstrat și se vede și astăzi, s-a păstrat credința în adâncurile poporului. Acești comuniști care au venit peste noi au vrut să lovească în ceea ce avea mai de preț românii, credința lor ortodoxă. Și pentru aceasta au încercat la vremea când eram eu student, ca și frățiile voastre,
să lovească în fel și chip. Erau de acum diplomații, în ghilimele, și nu vroiau să o facă cu brutalitate, ci încercau să-i cucerească întâi pe studenți. Și dacă până în 1944 adunările studențești erau oprite, acum chipurile au acordat libertatea de asociere. Și așa s-au format asociațiile studențești pe facultăți. Era Asociația Studenților de la Medicină, care avea o tradiție foarte frumoasă. Și aveau și o clădire care e pe plaiul Independenței, pe malul Dâmboviței, o clădire a Societății Studenților în Medicină, foarte frumoasă. Era Asociația Studenților de la Politehnică, de la toate facultățile. Și așa s-a înființat, s-a reînființat și Asociația Studenților în Teologie, care în prima ei formă și ca organizator l-au avut pe Dumnezeu să-l odihnească pe studentul dobrogean Buciuc Eliade, un tânăr entuziast care și-a dăruit tot entuziasmul lui pentru a organiza Asociația Studenților în Teologie, care avea un trecut frumos și mai ales îl ilustra o revistă care se numea Raze de Lumină, pe care o publicau cu regularitate și studenții acolo împărtășau din sentimentele lor, din cunoștințele lor și altora. Și după ce a terminat fratele Eliade, i-am urmat eu, într-o vreme când comuniștii încercau să-i atragă pe studenți, sub diferite forme, mai ales sub aspectul material. Le oferea tot felul de ajutoare ca să-i facă să se înscrie în ceea ce se numea Uniunea Tineretului Comunist, UTC-ul. Și paralel era Uniunea Tineretului Socialist. Și pentru noi, studenții de atunci, s-a pus problema cum să facem ca să stăvilim oarecum această formă de atragere a studenților către comunism. Sub aspectul material n-aveam cum, că nu eram bogați, dar aveam sufletele pline de bogăție sufletească. Și încercam să ne apropiem de studenți peste tot. Și deși nu eram mulți ca studenți teologi, fiindcă războiul i-a ținut pe toți pe front și foarte mulți au murit, dar câți erau dăruiți slujirii lui Dumnezeu. Și aveam prieteni mulți în toate facultățile și în toate asociațiile studențești și căutam să ne întâlnim și văzuți și nevăzuți cu cei care doreau să cunoască adevărul. Până când a venit anul 1948,
când întâmplarea a făcut ca în săptămâna patimilor să fie și o săptămână de sărbători câmpenești ale comuniștilor, fiindcă era ziua de 1 mai, sărbătoarea muncii, care atunci era sărbătorită cu fast mare, cu... era sărbătoare națională. Și cum cădea într-o sâmbătă a patimilor, ne-am întrebat ce putem face, fiindcă studenții erau cum erau conștienți, dar masele mari erau atrase de sărbătoare și mai ales de obligația de a fi prezenți. Și atunci am redactat un manifest. Nu era de format mare, cât o coală de hârtie în care ne adresam fraților creștini care erau muncitori încadrați în diferite locuri de muncă și pe care obligația socială și muncitorească îi chema la sărbătoarea de 1 mai. Și n-aveam nici formule la îndemână. Nu exista cum sunt acum imprimante și lucruri de ceea ce erau simplele mașini de scris și reproduse apoi cum se putea, prin copiere, cu mâna, cu... Nu erau fotocopieri ca acum. Dar în orice caz am realizat destul de multe și ca să nu fim nici identificați cine sunt cei care împart, le împărțeai pe furiș la oameni pe care îi cunoșteau cu rugămintea să se dea mai departe sau să se vorbească despre acest fapt. Ei, lucrul acesta a fost descoperit până la urmă, sesizat și urmarea a fost că noi nu ne-am dat seama cum eram filați, cum eram urmăriți, până când a venit epoca de după 1 mai, când a pornit valuri de arestări în toată țara, fiindcă atunci comuniștii au sesizat că undeva în subteran există o stare de nemulțumire, o stare de opoziție față de ofensiva comunistă și atunci pentru a intimida și pentru a pedepsi au început arestările, nu știu data precisă. Dar pentru mine ca persoană nu mă simțeam oarecum vizat. Și să spun că, deși eram teolog și eram mulți teologi, ca să putem fi în mijlocul studenților, o seamă dintre noi am obținut locuință în căminele studențești. Și eu și cu cel care poate vă este cunoscut ca nume, fost mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală, și cu un coleg și prieten care acum nu știu dacă mai trăiește, dar este călugăr la o mănăstire înființată de el în Statele Unite, și cu alții, cu cel care a revigorat mănăstirea de la Râmeți, părintele Dometie Manolache, locuiam la un cămin de pe Matei Voievod, acolo e acum Institutul de Teatru sau Universitatea de
artă dramatică, nu știu cum îi zice. Și nu m-am gândit că cineva ar fi băgat de seamă că am făcut ceva. Și de aceea eram foarte liniștit. Acum, ca să istorisesc, să fac o apropiere de tema pe care mi-au propus-o despre viața în temnițele comuniste, viața spirituală mai ales. Și mergeam la facultatea de teologie, care era pe aceeași intrare în clădirea veche a universității, de la întretăierea bulevardelor Bălcescu cu Brăteanu, cu Carol I, cu Regina. Acolo e clădirea veche universității. Și eu, ca să nu trebuiască să fac armată, eram student la farmacie. Terminasem de acum în 48 teologia și urmam la farmacie. Și mergeam spre un laborator de la farmacie și intrarea era comună. La parter era rectoratul, la etajul 1 și 3 era farmacie, la etajul 2 era facultatea de teologie. Și acolo exista un lift care era accesibil numai pentru personalul universității. Pentru studenți erau scările. Și a vrut Dumnezeu ca secretarul facultății de teologie să nu coboare cu liftul, ci să coboare pe scară. Și din capul scării m-a văzut urcând. Mi-a făcut un semn discret ca să stau de vorbă cu el. Și el mi-a spus: ești căutat de poliție pentru a fi arestat. Eu auzisem de arestări, dar nu mă gândeam că și eu aș fi vizat. Și cum știam ce se întâmplă, din clipa aceea, din mai 1948, am început un alt fel de viață, aceea de fugar, urmărit pentru a fi arestat. Și așa am petrecut vreme de 7 ani. Când mă gândesc, nu știu dacă aș mai fi în stare să reiau o astfel de viață. Fiindcă, dacă vă gândiți ce înseamnă viața de iepure, toată vremea cu frica în spate, de frica vânătorului, cam așa este viața unui fugar. Și am apelat la mulți oameni și nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog mereu pentru odihna sufletelor lor, fiindcă cei mai mulți s-au dus din această viață. Dar vă mărturisesc că aspectele pe care le-am întâlnit și pe care vi le relatez arată care este de fapt fondul sufletesc al românului. El era un om credincios și dacă aspectele politice le accepta, nu le făcea din suflet decât foarte puțin, cred. Și în vreme de 7 ani, oriunde am bătut la ușă ca să primesc adăpost, nu am fost refuzat. Și vreme de 7 ani, nimeni nu m-a trădat, nu m-a turnat, ca să spun așa. Mi-e oribil cuvântul acesta de turnător, de turnătorie. Dar nu m-a trădat nimeni. Și după 7 ani, timp în care ajunsesem la o așa stare de oboseală, încât cele mai sinistre
gânduri mă pășteau câteodată, dacă n-aș fi fost creștin, știu eu ce s-ar fi întâmplat. Nu eram preot, eram doar student în teologie. Și a rânduit Bunul Dumnezeu ca cel mai bun prieten al meu, care nu mi-a spus niciodată și nici nu știu, nici n-am întrebat dacă a fost sau nu membru de partid. Dar și-a orientat în așa fel viața încât a ajuns medic. Și medic la penitenciarul din Timișoara. Și acolo, datorită faptului că era un jucător de șah excepțional, ajunsese un maestru care îi învăța pe ceilalți ofițeri de securitate și de penitenciar, de miliție, cum era pe atunci, și el era un arbitru printre ei, și crezând că a câștigat încrederea lor, a ales pe unul dintre ei care credea că este de formă comunist și securist și i-a dezvăluit prezența mea, cu acordul meu însă, fiindcă ajunsesem să nu mai pot suporta starea de fugar. Obosisem nervos. Deși sunt alții care au trecut și cu 2 ani. Cunosc pe cineva care a stat 9 ani fugar și nu era obosit. Dar eu am ajuns să obosesc și am acceptat ca el să înceapă acest demers de a-mi găsi o modalitate de a intra sub o identitate falsă în lumea obișnuită. Să mă încadrez undeva muncitor sau ce știu eu ce. Și deci cel mai bun prieten al meu a fost cel care mi-a deschis ușa închisorii, ca o salvare însă. Și nu i-am reproșat niciodată, deși rudele mele și cei apropiați îl socoteau pe el vinovat. Eu am datoria morală de a spune că s-a făcut cu acordul meu și numai cu bună intenție și crezând în faptul că cel la care se adresa are ceva, un rezidiu de sentiment naționalist. Eu i-am mulțumit Bunului Dumnezeu când am ajuns la închisoare, că am scăpat de toate chinurile care le presupune viața de fugar. V-aș ruga să vă închipuiți ce înseamnă, după ce ai făcut o facultate, să stai ani întregi fără să poți citi o carte, fără să n-aveam, nu exista televizor încă atunci, dar n-aveam nici aparat de radio, eram cu totul rupt de lume. Din când în când spuneam să-mi cumpere câte un ziar, o scânteie, nu ca să dau foc la cineva, dar ca să mă mai informez puțin ce se petrece prin lume. Am avut însă cu mine neîncetat Sfânta Scriptură, Biblia, care e o bibliotecă întreagă. Și Biblia este justificată ca prezență în orice casă, a oricărui țăran, și întotdeauna o purtam cu mine dintr-un loc într-altul și mă îmbogățeam sufletește și îmi găseam alinare acolo. Ajuns la securitate, vinovăția mare nu era ce am făcut până atunci, ci faptul că am îndrăznit să înfrunt vigilența securității care se socotea pe sine un organism perfect de care nu scăpa nimeni sub nicio formă. Și cu toate acestea eu am trecut vreme de 7 ani și nu m-au descoperit. Și atunci
vă puteți închipui cam cum s-au dezlănțuit ca să obțină apoi toate informațiile despre locurile unde am stat, ce am făcut, cum am mers și vă mărturisesc că n-a fost ușor. Cu toate acestea am știut și să tăinuiesc, mi-a ajutat Dumnezeu să tăinuiesc. M-am întâlnit odată într-o casă unde erau doi tineri, puțin mai tineri ca mine, și care aveau prietenii lor. Eu acolo lăsai impresia că nu mă cunoaște nimeni. Și de aceea eram mai puțin vigilent, mai liber puțin. Și într-o zi a venit pe neașteptate la tinerii ăștia în vizită un coleg. Și când a intrat în cameră, în casă, gazdele nu m-au avertizat că vine cineva, ci nu m-au venit la gândul că nu-l cunoaște nimeni în zonă pe aici. Și când colo, cel care intra era fiul nașului meu de botez. Și când a dat cu ochii de mine, el deja ieșise din închisoare, el era student la Cluj pe vremea aceea, nu știu ce a făcut, dar a ajuns în închisoare și deși știa ce înseamnă să ai de lucru cu securitatea, ne-au făcut că nu ne cunoaștem. Eu m-am prezentat cine sunt, el s-a prezentat cine e și a rămas pentru toți că nu știe cine suntem. Și ne-am întâlnit după 20 de ani, după ce m-am eliberat, n-am reușit să mă întâlnesc și acum 2 ani m-am întâlnit la Sibiu, unde locuiește el acum, și ne-am bucurat de clipa de atunci și de tăria sufletească a fiecăruia. El, că a fost pușcăriaș, știa ce înseamnă să acoperi un fugar. Eu știam, acum când eram arestat, ce însemna pentru mine, dacă știu eu, ar fi aflat că ascund pe unii și pe alții, fiindcă nu mă mândresc, dar bunul Dumnezeu mi-a fost în ajutor și au rămas mulți nedeclarați și neîncondeiați la poliție. Am ajuns, deci, la securitatea din Timișoara, unde găzduisem la începutul epocii mele de fugar în casa unui profesor universitar, unde m-a căutat părintele Arsenie Boca. Eram de vreun an și ceva fugar. Părintele Arsenie primise atunci însărcinarea să refacă mănăstirea de la Prislop. Și acolo a avut ca cei din tâi călugări pe Leonida Plămădeală, mai târziu Antonie Plămădeală, mitropolitul, și pe Stelian, mai târziu Dometie Manolache. Au fost cei din tâi doi călugări. Și amândoi erau, fără să știe ei, dar erau în vizorul securității. Și ei au stăruit pe lângă părintele Arsenie, pe care îl cunoșteam de vreo 3-4 ani și care mi-era duhovnic, să mă caute, că ei simțeau cu sufletul că nu sunt plecat din țară, fiindcă eu am stat la Timișoara și cu gândul de a depăși granița, însă am fost sfătuit să nu fac lucrul acesta de cei care știau. Fiindcă în Iugoslavia, dacă te prindeau și n-aveai norocul să fii călăuzit ca să poți trece în Austria, se întâmpla mai rău și este cineva care a ajuns acolo și a scris o carte despre ce a pătimit în Iugoslavia, mai rău decât în temnițele comuniste, zice el. Și părintele Arsenie a luat firul
De unde? S-a dus la tatăl meu, care știa de părintele Arsenie și era singurul din afara gazdelor care știa despre mine unde sunt. Și tata a avut încredere în părintele Arsenie și i-a spus unde mă găsesc. Și m-am trezit cu părintele Arsenie la ușa casei. Și eu, care mă gândeam la ce poate fi mai rău, am refuzat să mă duc la mănăstire și zic că n-am făcut rău, că mai apoi și Leonida Plădmădeală a trebuit să fugă din mănăstire și părintele Dometie Manulache la fel, încât mănăstirea de călugări s-a transformat în mănăstire de măicuțe, așa cum este până în ziua de astăzi. Dar faptul că ne-am întâlnit la Timișoara i-a speriat pe gazdele mele și a trebuit să plec de la Timișoara în regiunea Oradei, de unde sunt originar, și mai târziu părintele Arsenie spunea că poate n-ar fi trebuit să mă caute, dar am văzut cu toții mai apoi că așa vroi Dumnezeu, că părintele m-a oprit ca duhovnic să trec granița în Iugoslavia, fiindcă știa ce se întâmplă acolo. Și dacă eu rămâneam acolo și încercam, nu era bine. Așa mi-a călăuzit pașii în altă parte și am rezistat încă 6 ani. Până când, cum spun, în 1955, în iulie, am ajuns la închisoare, după ce am ajuns la securitatea din Timișoara, fiindcă aveam o condamnare în lipsă de 20 de ani pentru ce s-au petrecut ca student, m-au trimis pentru rejudecare, pentru judecare la tribunalul din Oradea, ca teritoriu unde am găzduit cel mai mult, și am făcut o călătorie cu vagonul dubă de la Timișoara la Jilava, de la Jilava la Oradea, și cred că a ținut vreo 2 săptămâni. Încă nu vă puteți închipui ce înseamnă transportul unui deținut. Mergeai cu vagonul închisoare, unde nimeni nu știa că sunt deținuți, și care se oprea, era ca un vagon de poștă. În fiecare loc unde aveau de lăsat 1, 2, 3 sau mai mulți deținuți, se oprea vagonul, era descățat de tren și atașat apoi la alt tren următor, și stătea acolo în plină gară, în câmp, și cu greutățile unui vagon fără pat, numai cu o banchetă unde te chinuiai. Și așa am ajuns eu de la Timișoara, unde a fost prima dată când mi-au bătut lanțuri la picioare, și a fost poate cea din tâi grea clipă a vieții mele, când am plâns cu hohote pentru că am simțit toată demnitatea de om înjosită și batjocorită de acele lanțuri. Și așa am călătorit cu lanțuri la picioare aproape 1 săptămână de la Timișoara la Jilava, unde am coborât pe o pantă cum se intră la știți cu toții că Jilava e o închisoare subterană și se coboară pe o pantă, și într-un fapt de seară coboram într-un grup de deținuți cu lanțuri, dintre care 3 erau condamnați la moarte,
și erau plimbați din pușcărie în pușcărie ca să li se piardă urma și mai erau câțiva și apoi cei care erau fără lanțuri, erau un grup mai aparte în spatele nostru, între purtați între puști, între pistoale, ca să nu îndrăznească cineva să fugă. Și așa am intrat în Jilava, care mi-a amintit de ceea ce scrie Dante pe Infern: lasciate ogni speranza, voi che intrate, lăsați orice speranță cei care intrați aici. Îngrozitor. Și de acolo am plecat mai târziu, după o vreme în care când am stat la Jilava, am stat singur într-o cameră mare, cam jumătate din aceasta, plină cu paturi, dar pentru că eram un deținut aparte, așa eram încondeiat de securitate, eram mereu ținut izolat, până când, iarăși, ca o minune de la bunul Dumnezeu, în clipa când a venit un alt transport de deținuți și nu mai avea unde să-l bage, m-au luat pe mine dintr-o cameră și m-au introdus într-alta. Era noapte și intrarea într-o cameră era o clipă de mică bucurie, să spun așa, a celor care erau acolo, fiindcă cel care venea aducea noutăți și nicăieri ca în pușcărie nu-i mai puternică virtutea speranței, nădejdea. Și fiecare aștepta de la cel care vine să aducă o rază de nădejde, că mâine se va termina cu regimul comunist și că vom fi eliberați. Asta era nădejdea fiecăruia, să se sfârșească detenția. Și intrând, era noapte, era după stingere, cum se spunea, stingere la figurat, că becul ardea neîncetat acolo, zi și noapte. Și când am intrat și mă uitam cam unde voi putea să stau, am văzut pe cineva că sare de pe un prici, un pat de scânduri de deasupra și erau pe două rânduri deținuții pe paturile de scânduri și văd pe unul că sare de pe pat și vine și mă îmbrățișează. Nu era altul decât viitorul mitropolit al Ardealului, Antonie Plămădeală. Și ne-am îmbrățișat și noaptea a fost scurtă ca să povestim toate, dar în afară de el era în aceeași cameră și cumnatul meu, vinovat că m-a găzduit și m-a dirijat pe unde am fost. Și mi-a povestit cum cumnatul meu, când a fost arestat, a luat paltonul meu de acasă, că era mai vechi decât al lui și mai puțin prețios. Și ca să aibă o haină, el mai făcuse încă două rânduri de închisoare și știa cam cum e și a luat haine groase. Și când a intrat în cameră, Antonie Plămădeală l-a recunoscut paltonul și l-a întrebat, zice, trebuie că ești cumnatul lui Bordaș. Cunosc paltonul. Și așa am ajuns în familie, în această cameră în care n-am stat prea mult. Dar am văzut atunci, am trăit un moment extraordinar. Între cei care erau deținuți acolo erau și evrei, închiși pentru comerț clandestin cu bijuterii și ceasuri din Elveția, nu știu câte. Și cu ei era un rabin, și care nu era încă condamnat
și era îmbrăcat, era un evreu tradițional, cu plete lungi, cu părul răsucit, cu un caftan negru cu blană mare și cu o barbă mai mare decât cum ar fi avut părintele Galeriu sau părintele Gala Galaktion. Până când, într-o zi, această clipă vreau să vă evoc, cât de cruzi erau regimul de atunci. L-a văzut cineva, unul dintre ofițerii de securitate, că poartă barbă și tot ce eram tunși și bărberiți. Și de ce ești cu barbă? Și l-a luat și când l-a adus înapoi, era barba tăiată în două, în diagonală și pe caftanul negru, părul alb era atât de țipător ca evidență și atunci a fost o clipă de înfruntare între noi creștinii și evreii, fiindcă pe cel care i-a făcut această siluire, această agresiune fizică de a tăiat barba lui tradițională, erau creștini și români. Și de unde înainte vreme vă spun că la râul Vavilonului e un psalm care exprimă atât de multă durere a evreilor când erau prigoniți de babilonieni și David a scris acest psalm la râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns când mi-am adus aminte de Sion. N-am auzit niciodată mai sfâșietoare melodie decât cum mi-a cântat-o. L-am rugat cu Antonie Plămădeală să ne-o cânte odată. E acum, de unde ne socoteam oarecum prieteni fiind închiși de același regim, s-a uitat cu așa o ură în ochi la noi și a refuzat să stăm de vorbă cu el. A fost prima clipă, mai apoi s-a explicat că a suferit așa o traumă, că i-a tăiat barba tradițională, care de când s-a născut el n-a ras-o, nu s-a bărberit niciodată. Era părul original, așa cum cer ei. Și de aici, de la Oradea, am fost dus la Oradea, rejudecat și apoi am ajuns la Aiud, ca să ajung la momentele importante a acestei expuneri. Modul în care am trăit viața sufletească în închisoare. Am ajuns la Aiud prin 1957, după 2 ani de peregrinări, în care am făcut încă două drumuri la București, fiindcă tribunalele își denegau între ele competența. Cei de la Oradea, când am ajuns acolo, au constatat că n-am avut nicio acțiune subversivă pe teritoriul lor, chiar dacă am stat ascuns, și că e de competența tribunalului de la București ca să rejudece condamnarea veche. Și așa m-am transportat de aici colo și într-o situație de aceasta de deținut care te apasă, pe care te apasă greu zidurile închisorii, orice ieșire, orice plimbare era o bucurie enormă. Și așa și pentru mine. Mă invidiau cei care plecam, că plec la o altă închisoare. Dar pentru mine era greu, fiindcă eram ținut că în acest vagon erau compartimente, erau mici celule de un metru pe un metru și unde era o banchetă în formă de unghi pe care puteai să stai
dar nu puteai să dormi decât în picioare, că nu puteai să te faci covrig în așa fel ca să stai pe banchetă dintr-un metru. Și era un chin enorm. Dar altă dată însă am avut bucuria ca să întâlnesc în compartimentul mare a vagonului alți foști studenți din epoca mea. Eram acum după 7-8 ani de când ei făceau închisoare din 48 până în 77, da? Și între cei care l-am întâlnit, l-am întâlnit și pe părintele Gheorghe Calciu. El era pe vremea aceea bătrân student în medicină. A fost arestat ca student în medicină și condamnat și trecut prin reeducarea de la Pitești sau mai știu eu unde, era transportat la București pentru procesul reeducării. El trebuia să fie martor al acuzării ca să arate că autorii reeducării au fost tot deținuții care vroiau să-i verifice pe ceilalți în tăria lor de credință și să-i pregătească pe cei care rezistau pentru perioada când nu vor mai fi comuniști. Deci era un complot împotriva orânduirii sociale. Și cum el a avut tăria de a depune mărturie adevărată, spunând că toți cei care au fost activi în reeducare au fost activiștii de partid sau membrii conducerii închisorilor care îi chinuiau pe o seamă dintre deținuți ca să fie uneltele lor. Și în felul acesta, Gheorghe Calciu a devenit acuzatorul regimului comunist. Și pentru aceasta a avut mai departe mult de suferit. Mergând pe firul amintirilor, după ce am fost condamnat a doua oară la rejudecare, la 10 ani, de temniță grea, am ajuns la Aiud. Făcusem oarecum o ușoară cunoștință cu Aiudul, pentru că eram la Oradea în 1956, la închisoare, când a fost, așa zisa, revoluție din Ungaria. Și atunci, de frică nu cumva să vină ungurii să elibereze deținuții politici din Oradea, ne-au transferat pe toți deținuții politici din Oradea la Aiud. Și am intrat, Oradea era închisoare de deținuți politici pentru foștii membri ai partidelor istorice, național-țărăniști, național-liberal, și erau și câțiva socialiști. Și în anul trecut a apărut o carte intitulată Iadul de pe Criș, penitenciarul din Oradea, unde eu, care am stat acolo bucată de vreme, nu mi-am putut închipui că în acest penitenciar, care este în inima orașului, în locul cel mai frumos, aproape perete lipit de prefectura județului, vis-a-vis de clădire impunătoare și frumoasă a tribunalului, într-un parc în care se găsea și ceea ce se numea Casa Națională, locul de întâlnire a intelectualilor din Oradea. Acolo, în acest penitenciar, se poate avea loc execuții de cei condamnați la moarte, sau necondamnați, dar condamnați în secret de securitate. Și cartea aceasta a dezvăluit
aceste crime care s-au petrecut și în acest penitenciar din Oradea. Cu cei care erau acolo am ajuns la Aiud și în felul acesta mi-am făcut o idee despre închisoare. Aiudul este o cetate. Aiudul este o... o insulă în mijlocul civilizației, o insulă de suferință. Fiindcă pentru noi care am fost la Aiud, când zicem Aiud, cam aici ne referim, la această insulă de suferință. Aiudul altfel este un orășel și frumos, simpatic, și creștin, și care știa de suferința celor care erau acolo. Și din locuitorii lui erau foarte mulți și din satele din jur care erau gardieni la închisoare sau funcționari civili, fiindcă lângă închisoarea din Aiud era și o mică fabrică metalurgică în care lucrau deținuții, fiindcă ea n-a fost cu destinația de închisoare pentru deținuți politici. Ea a fost închisoare pentru toți cei care erau certați cu societatea, pentru deținuții de drept comun, cum se zice într-un limbaj adecvat. Și în teritoriul acesta erau 4 categorii de închisoare. Cea mai ușoară formă era închisoarea fabrică sau fabrica închisoare, care avea dormitoarele ei, sistemul de viață aparte, regimul alimentar excepțional în raport cu regimul de detenție obișnuit. Asta e forma cea mai ușoară. Apoi era partea care se numea secții. Era o clădire cu camere mari, de obicei cam de forma aceasta, unde erau deținuții într-un regim mai ușor, în sensul că supravegherea era mizerabilă și hrana și îmbrăcămintea și căldura la fel, dar era ușor pentru faptul că puteai să te întâlnești, să stai de vorbă, că într-o cameră ca aceasta erau, să zicem, erau 20 de paturi, dar obișnuit erau 30-40 de deținuți și mai mulți dacă era nevoie. Și în lumea aceasta puteai să simți trecerea timpului mai ușor. Fiindcă cel mai greu fapt care era într-o închisoare era trecerea timpului. Orologiul acolo se oprea și nu mai știai nici ce zi este, nici ce faci în timpul zilei, fiindcă nu-ți mai aparțineai. Erai sub un control permanent și pe la vizetă și care e ochiul acela mic și de la vizeta mare și mai știu eu cum, încât totul se petrecea sub un program. Nu-ți mai aparțineai ție decât numai lui Dumnezeu. Și al treilea regim de închisoare era celularul. Celularul era o clădire în forma de litera T și noi ziceam ca orientare pe coada T-ului sau pe aripa de sud, pe aripa de nord, și clădirile de închisoare din astea de tip celular au o particularitate.
vezi de sus până jos. Clădirea aceasta avea 3 etaje și spațiul dintre etaje, dintre celule, era absolut gol. Vedeai de sus până jos. Celulele erau pe marginea peului și în fața celulelor era o balustradă lungă, cât era coridorul de lung. Dacă avea, să zicem, 30 de metri, nu știu cât avea, acum îmi vine în minte să mă întreb ce dimensiune avea. Să zicem că avea 30 de metri și 10 și 10 celelalte, erau niște balustrade pe 3 etaje cu podeaua de lemn, încât când se mergea pe podeaua aceasta, auzeai cum bocăne bocancul pe fiecare pas ce-l călcai și etajele erau, deci, separate. O parte de clădire era coada teului sud, coada teului nord, aripile celelalte două erau tot așa, partea de est sau vest, cum era, și fiecare era cam cât o unitate. Erau în legătură cu această balustradă, pe orizontal, pe vertical, nu exista decât o legătură centrală sau la coada teului, acolo erau scările în spirală pe care coborau deținuții, fiindcă îi zicea celular pe vremurile când a fost conceput, fiindcă stăteau deținuții într-o cameră de 2 pe 4. În această cameră de 2 pe 4 erau 2 paturi la margine, de câte 70 de centimetri sau cât erau, încât între ele era un spațiu încât nu puteai să mergi drept, numai pe dungă. Și în față era un spațiu de 1,20 m în care puteai să te învârți, cum zice Crainic într-o poezie, mă învârt ca roata mori în loc și macin în pustiu, dureri și nenoroc. Și a patra formă era zarca. Zarca era celularul cel mai vechi de pe vremea austro-ungarilor, care avea tot așa camere mici, dar cu ziduri groase. Din pricina aceasta era așa de frig, așa de recoros, încât cu greu puteai rezista. De obicei, cei care erau la zarcă nu scăpau vii de acolo. Se îmbolnăveau de obicei de plămâni, făceau tuberculoză și în cel mai scurt timp plecau din lume. Când ajungeai la Aiud, era o formulă obișnuită de altfel la toate închisorile, percheziția. Și te deposeda de tot ce puteai avea ca amintire legată de viața din afară. Nu ajungeai în celular decât cu ceea ce ți se dădea atunci. Schimbai tot ce aveai, îți dădea îmbrăcăminte, lingerie, zeghea de deasupra, îți dădea o cârpă care zicea că e prosop și cu asta intrai apoi în celular, unde nu aveai voie să faci nimic. Intrai sub un program de închisoare care îți gestiona timpul de dimineața până seara. Timpul zilei
era împărțit între ceea ce se zicea acolo numărul, adică numărătoarea, de două ori pe zi, dimineața și seara, se schimbau gardienii. Și atunci preluau și predau schimbul care ieșea, îi preda pe cei care aveau și atunci se deschideau toate ușile de la celule și dacă erau mai puțini, rămâneau în cameră, dacă erau mai mulți, ieșeau pe culoarul, pe balustrada aceea din fața celulei și gardianul îi număra câți sunt și intrau înapoi în celulă și acestea erau reperele unei zile, numărul de dimineață și numărul de seară. Pentru noi deținuții, timpul era între stingere, între deșteptare și stingere. Pe holul acestui celular, în celelalte părți, era alte pelângi, era un clopot mare ca de biserică, poate că o fi fost adus și de la vreo biserică, nu l-am întrebat. Atunci bătea clopotul și atunci, la ora 5 dimineața, toată lumea trebuia să sară din pat, să întindă pătura și cearceaful, dacă mai era, și să stai pe marginea patului sau, dacă mai târziu, s-au introdus niște băncuțe și așteptai acolo în picioare, dacă puteai te mișcai, intram și făceam așa, câți eram, ne plimbam în cerc unul în spatele altuia ca să ne plimbăm, să facem o mișcare oarecum. Și când ziceai stânga împrejur, te întârceai pe loc și o făceai în sens invers ca să nu amețești. Și după ora 5 venea numărul. Numărul ținea cam o oră, o oră jumătate, după mulțimea care era. Apoi venea micul dejun, care era o gamelă cu fiertură de orz prăjit, de-i zicea foarte nobil, cafeaua de dimineață. Și împreună cu această fiertură de orz, ne dădea și o bucată de pâine. Nu știu cât era, 100 de grame, 200 de grame, că la început o ne dădea pe porțiuni, dimineața, la prânz și seara. Dar apoi, ca să le fie mai ușor, tăiau pâinile în patru, erau pâini micuțe, rotunde, le tăiau în patru sau știu cum și ne dădea fiecăruia câte un colț de pâine. Și îl împărțeau până nu venea și vă închipuiți că rația alimentară era 700 de calorii. Și pentru un om, oricât ar fi fost de scump, de mic, să trăiești cu 700 de calorii, era cam greu. Și atunci, cu cât erai mai aproape de arestare, cu atât era foamea mai mare. Și atunci, cum venea codru de pâine, îți închipuiai că e o lume întreagă și îl înfulecai ca să te saturi. Când erai deja pușcăriaș bătrân, atunci mai te uitai la el și te mai hrăneai cu amintiri. Și la prânz venea cu mâncarea. Un singur fel de mâncare, o ciorbă lungă în care ziceai că alergi cu bicicleta ca să vezi bobul de fasole. Sau de cartofi, dacă era, sau varză, și atunci când
le dădeau pastea. Era un polonic, avea o căușul la polonic mare ca măsură și erau 800 de grame de lichid. Și ți-l turna într-o gamelă care îți ajungea cu repezeală. Serviciul făceau deținuți de drept comun. Politicii nu aveau voie, fiindcă făceau părtinire că puteau să ia polonicul mai mare sau știu cum. Și trebuia într-un timp de, nu aveam fiecare gamela lui, ci aveau pe etaj un număr de gamele și veneau cu un hârdău mare, cam cât masa asta, și cu un polonic mare, cât o lopată, și punea într-o gamelă și îl deschidea în ușă, era o tăietură, de ziceam noi, vizeta mare, care avea o poliță în interior, pe care îți servea masa și trebuia să iei repede gamela și îți dădea și lingură ca să poți să urmărești dacă e ceva prin zeamă, dar de obicei o beai foarte repede, că era lichid mult și mai ales că veneau repede să culeagă gamelele ca să poată da în continuare. Cu aceeași gamelă servea la masă la mai mulți, încât era foarte igienic și foarte, foarte practic. Și seara, în aceleași forme de gamele, gamela era un vas de tablă de formă patrată de multe ori, mai ciobit, mai stâlcit, mai ruginit, dar era foarte curat că nu rămânea nimic pe marginea lui. Și seara era un alt polonic de măsură mai mică, erau, mi se pare, 400 de grame sau 500 de grame de mâncare scăzută de data aceasta, arpăcaș sau varză tocată, fiartă sau că nu călită, că nu puteau căli, dar mai mult fier, pireu de cartofi sau lucruri din acestea, mai consistente. Și acestea trebuia să le mănânci cu lingura, că furculițe nu se dădeau ca nu cumva să se împungă unul pe altul. Și asta era aspectul material al vieții de pușcărie. Dar știți cum se spune, oricât ar fi de crunte, zăbrelele nu pot fi graniță închisoare pentru suflet. Sufletul evada în fiecare zi și alergai cu amintirile prin locurile unde ai copilărit, prin locurile unde ai trăit. Îi vizitai pe cei dragi și îți închipuiai cam cum ar trebui să fie, fiindcă scrisori n-am avut niciodată în anii în care am fost, n-am avut niciodată scrisoare. În ultimii un an și jumătate am fost admis și eu la muncă. A ieșit la muncă, era și un fel de beneficiu, un fel de favor, dacă putea spune cineva. Ca să poți ieși la muncă, făcea o vizită medicală. Și dacă te socoteai inapt, rămâneai mai departe în celulă. Dacă ieșai la muncă, asta s-a întâmplat pentru deținuții politici numai după 1960 sau 59 sau așa ceva. Înainte vreme, niciun deținut politic în aiud
nu putea să iasă la muncă undeva. Că altfel au fost, dar eu n-am cunoscut epoca aceea, închisorile de la Cafnic, de la Baia Sprie, care erau mine unde se extrăgeau metale rare și unde era regim îngrozitor. Eu n-am cunoscut aspectele astea. Eu am cunoscut numai aiudul. Și unde fiindcă Dumnezeu i-a dat omului suflet, sufletul a cunoscut cele mai frumoase metode de a evada de sub această prigoană comunistă. Și aspectul cel mai frumos de a evada era rugăciune. De aceea, eu care în studenție am cunoscut gruparea Rugu Aprins, spun că dacă ar fi fost posibilă o fotografiere a închisorilor într-un moment de seară de rugăciune, ar fi văzut închisoarea ca un imens rug aprins, fiindcă nu există închisoare în care deținuții să nu se roage. Acolo, prin definiție, un deținut politic nu putea să fie ateu. Zicem, ferească Dumnezeu, n-am cunoscut în periplul meu prin închisori niciun deținut politic ateu, deși am cunoscut și socialiști și altfel de nații, dar toți erau credincioși. Și ceea ce era un beneficiu al închisorii era faptul că în închisoare, dacă intrai cu o sămânță de credință, în închisoare creștea și se făcea cât un copac de mare. Încă nădejdea că va veni o zi de eliberare pe care nu ți-o putea da decât bunul Dumnezeu, făcea ca toți să se unească în rugăciune. Și clipele acestea de unire în rugăciune erau o splendoare. Comunicarea între deținuți era interzisă, dar puteai oare să oprești zidurile să vorbească? Era o metodă specifică închisorilor. Nu știu de unde s-a pornit, dar majoritatea deținuților au devenit cunoscători ai alfabetului Morse. Și cum în închisoarea de la aiud la celular era încălzire centrală. Nu știu cum o fi fost altă dată încălzirea. Dar acum era încălzire centrală, erau calorifere. Și legătura între calorifere se făcea prin țeavă, pe care dacă băteai cu un obiect metalic, și astea erau de obicei nasturii care existau la haină, că nu puteai să tai toți nasturii, să te legi cu sfoară. Cu nasture băteai pe marginea țevii și sunetul se transmitea de la un capăt la altul. Legătura era însă pe aceeași linie. Pe culoarul din sud, pe lungă, era cât erau cele, nu știu cât, în total, celularul de la aiud avea 312 celule. Cât era pe fiecare parte, nu țin minte. Dar între ele, celulele aveau legătura prin țeavă. Și
când băteai pe țeavă, se auzea. Și fiecare știa și deveneau unii atât de experți în bătaia de morse, încât puteau cu o viteză fantastică să transmită orice informații, orice texte, orice formule, și ajungea pe firul acela și în sus și în jos, pe o parte, că țeava mergea în jos și pe orizontal, pe vertical. Dar cu celelalte nu știu cum se realiza, probabil că prin schimbul de oameni, fiindcă scopul lor, al administrației închisorilor, era să-i îndobitocească pe oameni. Și de aceea nu aveai voie, nu putea să spună că n-ai voie să gândești, dar n-aveai voie să ai nimic scris, n-aveai voie să faci o formulă oarecare, dar cum zice latinul, homo magna ingenii. Omul este, e un geniu, e dat de Dumnezeu așa. Și atunci, ce făceau oamenii? Ca să nu ne umplă păduchii, ne dădeau praf de DDT. Nu știu dacă știți ce e el. Praful de DDT, ca să ne pudrăm cu el împotriva păduchilor. Mi se dădea și o bucățică de săpun, cam de 3 pe 2 centimetri. Și cu săpunul ungeai talpa bocancului și pe ea pudrai, fiindcă țineam praful de DDT într-un secuieț de pânză, băteai puțin pe talpă peste săpun și se făcea o tăbliță albă pe care apoi, cu un bețigaș, și aici era o problemă, cum te găsești un bețigaș, un urmă de cui, orice ar fi fost, scriai literele și dacă te prindea că te citești pe talpă, îți bătea tălpile, după aia de țineai minte nu știu câte vreme că ai avut scris pe talpă. Da, înainte vreme aveau, eu n-am ajuns timpul, când aveau gamelele în celulă. Fiecare avea gamela lui ca să o spele, să o cureți. Și pe fundul, de partea exterioară a gamelei, tot așa, se dădea cu săpun, se pudra și acolo era cea mai frumoasă tablă de scris. Și de acolo se învățau, fiindcă închisorile au devenit niște universități spirituale. Era o efervescență spirituală în ceea ce făceai, încât se întreceau unii cu alții care să învețe cât mai mult. Fie poezii, fie o limbă străină, fie formule de matematică. Și ce să vă spun? Că au ajuns unii tobă de carte. Vă voi da un singur exemplu. Eu am avut coleg de celulă într-o vreme cât eram la fabrică, un cioban din zona Sibiului, care avea o minte ageră și o forță herculaneană. Lucram cu el la construcția de roabe. Roaba, știți, că are o parte de tablă care era croită și ștanțată de o presă și trecea pe bandă la cei care le asamblau. Îndoiai tabla, le prindeai în nituri, știți ce niturile, și când dădea cu ciocanul ciobanul meu, nitul se
presa și rămânea, el făcea o roabă într-o zi, poate două pe zi. Pe când mâna mea neobișnuită și mai slabă, băteam pe bietul cui până când se milostivea să se zdrobească și câte o jumătate de ceas sau cât o fi, ca să se pot face lucrul ăsta. Și noi ne-am împrietenit, fiindcă lucram la același banc, el bătea o parte de tablă și apoi o trecea la mine nevăzut, neștiut, sau la altul, nu numai la mine, și așa ne ajuta, dar de frică nu cumva să fie ajutor legionar. Că dacă îl prindea că face lucrul ăsta, îi scădea toate drepturile sau îl băga la carceră sau știu eu cum, sau îi mai dădea încă o condamnare pentru alte lucruri. Și acest cioban, ieșind din închisoare, a ajuns cu nivelul unui licean. A învățat limba franceză ca să vorbească așa cum se poate, cu vocabularul obișnuit al unui om oarecare, și vă spun că în închisoare el a învățat și meseria de călitor, de oțel, și în orășelul lui era o fabrică de cuțite unde s-a angajat după aceea ca maestru, ca priceput. Și acolo avea și un dar de a vorbi frumos și oamenii din satul lui, care n-au făcut închisoare, nu știau nici algebră, nici matematică, nici franceză, erau simpli muncitori. Acum el, când le vorbea cu o experiență aparte, i-a impresionat pe toți, încât la un moment dat, când a fost alegere de primar, l-au ales primarul orășelului. Și el, om deștept, a înfrățit orășelul cu un orășel din Franța, și când au venit în vizită cei din Franța să vadă orașul cu care a fost înfrățit, l-a primit cu discurs în limba franceză. Și tot orașul se întreba de unde ciobanul Savu știe limba franceză. Ea nu știa că a urmat universitatea de la Iul. Nu știau toți. Ei, și Morse acesta a fost un instrument pentru care inventatorul Morse merită omagiul tuturor care au fost în închisoare. Mai era și încă o metodă de vorbeai la perete. Puneai cana sau gamela, care era cutie de rezonanță, și auzeai ce spune celălalt. Dar pentru asta era lucru mai greu. La început, deci, era talpa bocancului sau marginea gamelei ca tăblițe de scris, și ce scriai pe ele? Ceva de folos. Și mai ales poezii. Toți deținuții erau niște literați care gustau poezia în toate frumusețea ei. Dar trebuia să le furnizeze cineva ca să ai materie primă. Și era plin de poeți închisoare. Nu erau toți de aceeași talie. Radu Gir, vă este cunoscut numele. Radu Gir a fost un geniu, un poet excepțional. Eu îl aseamăn cu Eminescu, nu numai ca artă poetică, ci și ca frumusețea conținutului din poeziile lui. Și unele erau care ilustrau durerea faptului că erau înscriși, că erau închiși. Altele, viziuni religioase. Iisus m-a intrat aseară în celulă.
Era atât de înalt și trist, era Crist. Și nu mai știu. Sau o poezie de încurajare. Învins nu ești atunci când sângeri, nici când ochii lacrimi țis. Cele mai crâncene înfrângeri sunt renunțările la vis. Atunci când erai tentat să cazi încovoiat de suferința închisorii și să accepți colaborarea cu regimul comunist, atunci erai cu adevărat un învins. De aceea, rugăciunea și credința în Dumnezeu au fost niște elemente de hrană spirituală extraordinară. Se știa Evanghelii pe de rost, mai ales Evanghelia după Sfântul Ioan, fragmente din scrierile Sfinților Apostoli din Noul Testament. Și dacă aș întreba acum frățiile voastre, știți ce cuprinde capitolul 13 din Epistola 1 către Corinteni? Nu vă întreb, dar cred că nu era deținut care să nu știe cuprinsul acestui capitol 13 din Corinteni, care spune: și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar mai mare decât toate este dragostea. Fiindcă pe toți deținuții aceștia îi unea între olaltă acest sentiment profund care este dragostea. Dragostea de Dumnezeu, dragostea de familie, dragostea de oameni, dragostea de țară și de neam. Toți erau trăitori a acestor stări sentimentale. Și din pricina aceasta, dragostea le hrănea cealaltă virtute creștină, nădejdea. Nădejdea că într-o zi se vor elibera. Și credința aceasta că Dumnezeu îi va ajuta, îi ajuta pe toți ca să depășească greutățile închisorii. Și aici, dacă îți pierdeai credința, erai pierdut. Și nu pot să spun că n-au fost și situații. Au fost și unii care n-au mai putut răbda și au pierdut credința din pricina suferințelor fizice. A fost un cetățean chiar din Aiud, pe nume Gheorghe Popa, care era cu, cine știe, cancer, ulcer, ce-o fi fost, dar suferea atât de mult și nu-i dădeau nicio medicație. Și atunci a preferat să-și curme zilele. Dar n-aveai cum, fiindcă între ceilalți n-ai fi putut, fiindcă nu te lăsau ceilalți. Și atunci, închisoarea, care e ca o cetate, cu garduri mai înalte decât omul, ca să nu poată fi sărite, cu o distanță în jurul gardurilor de 2 metri, care era toată vremea săpată și greblată și mărginită cu ziduri, cu garduri de sârmă ghimpate de 2 metri, și când ajungeai să sari în sârmele astea, la colțurile și pe ziduri erau soldații de pază și te împușcau. Și a preferat acest Gheorghe Popa să se arunce în sârmă și soldatul de pază de sus a tras în el și și-a sfârșit viața. Și atunci s-a auzit în Aiud ceea ce nu s-a auzit niciodată până atunci. O bătaie cu pumni și cu picioarele în uși și urlete la geam, încât
orașul întreg a fost mișcat de această întâmplare și în celulele noastre noi toți am fost siliți să ne culcăm la pământ sub amenințarea pedepsei ca să nu mai putem bate, să nu mai putem urla. Dar gestul în sine a lui a fost un gest eroic, chiar dacă n-a fost creștin. Iar gestul de solidaritate a întregii închisori, de manifestare cu bătaia în uși și în zăbrele, că am uitat să vă spun că ferestrele, care erau o fereastră de cameră normală, dar nu puteai vedea decât o frântură de cer privind din oblic, fiindcă au așezat niște zăbrele de lemn, niște jaluzele puse oblic una peste alta, încât nu puteai vedea în jos sau în afară decât drept în sus frântura de cer care îți rămânea. Și pentru toți credința a fost cel mai mare suport. Puterea rugăciunii s-a manifestat ca nicăieri în altă parte, în închisoare. Și de aceea spun că era un moment al zilei când era, n-a zis nimeni să se facă așa, ci a fost așa un consens general. Când se bătea în țeava caloriferului, era semnalul de rugăciune. Și atunci, orice ai face, povești, spălat, ce-ai fi făcând altceva, toate încetau și ne uneam cu toți în rugăciune. De aceea, clipa aceasta era atât de mare, înălțătoare și frumoasă, că ne unea pe toți în suferință și în rugăciune, în nădejde și în dragoste, în nădejdea că Dumnezeu nu ne va părăsi. De aceea, mie îmi place să spun că eliberarea din 1964 n-a fost o lucrare a regimului comunist sau o presiune din afara granițelor ca să se întâmple lucrul acesta. A fost clipă voită de Dumnezeu și cei care au făcut să fie au fost numai instrumentul acestei lucrări a lui Dumnezeu, fiindcă rugăciunile noastre odată și odată au ajuns să se împlinească. Fiindcă numai cei care nu mai aveau nădejde, numai aceia au fost cei care s-au sinucis unii în închisoare sau au acceptat diferite forme de colaborare cu administrație. Dar altfel, toți am rămas credincioși bisericii noastre ortodoxe. Și erau mulți preoți în celule. Și iarăși a voit Dumnezeu că nu i-a adunat pe toți preoții într-un loc, ci acolo toți eram egali. Nu erai că era părintele Stăniloae sau părintele Benedict sau părintele Ioan Iovan. Toți erau deținuți cu tare și drept aceea nu erau separați de ceilalți, încât ei erau un ferment pentru fiecare loc și care întrețineau flacăra aceasta a credinței și rosteau și învățau și pe alții formule de rugăciune, fiindcă știm că sunt și rugăciuni tipice. Și atunci, instrumentul de comunicare, alfabetul Morse, transmitea de aici până în altă parte textul unei alte rugăciuni care nu știau până atunci și un cuvânt al părintelui Stăniloae, care a stat în celulă cu
alții care nu erau preoți, uneori au fost și câte doi preoți împreună cu Părintele Stăniloae. Dar cuvântul Părintelui Stăniloae sau Părintelui Benedict Ghiuș, dacă ați auzit de el, ca un sfânt, așa și-a petrecut viața, a Părintelui Sandu Sandu Tudor, sau atâția alții care au fost, Părintele Ioan Iovan, care este cel care a practicat mai mult decât alții, fiindcă și aici era o chestie de conștiință. Dacă îți permiți să faci din ceea ce ai și să zici formulele de transubstanțiere, de prefacere a darurilor din pâine și ce aveam noi acolo când ne dădeam marmeladă și o puteai face undeva cu un pic de apă și ziceai că e vin și atunci s-o binecuvintezi să spui că e Sfântă Împărtășanie. Unii nu acceptam lucrul acesta ca să prefigurez ceea ce simbolizeau. Și Părintele Ioan Iovan e cel care a practicat cel mai mult lucrul acesta. Și îmbiba bucățica de pâine și o lăsa într-o cârpă mică și când ieșeam, am ajuns și epocă când s-a permis s-a permis ăla e ceas care merge și câte 8 și 5, câte? E târziu. Când mergeam la plimbare, ieșeam la plimbare și atunci închipuiți-vă că bocancul pe culoarul de scândură știa să bată într-un fel anume, încât știai că acum trece cu tare. Și spunea, când o să auzi că bate trei călcâi unul după altul, să știi că sunt dreptul celulei cu tare. Și Morse dădea toate indicațiile și spunea, acum când veți coborî pe scara la capătul, la coada teului, veți găsi la treapta cu tare o bucățică de cârpă, acolo să știți că este Sfântă Împărtășanie. Și așa se transmitea de la unii la alții. Sărbătorile mari erau clipele cele mai grele, fiindcă evocau amintiri frumoase, dar care își păstrau durerea în închisoare. De aceea zice Radu Gir, a venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul, dar la noi prin fulgi de nea nu sosește nimenea ca să colinde și așa mai departe. Și între cei care au avut darul de la Dumnezeu ca să fie ferment spiritual, au fost mai ales cei din Rugul Aprins, gruparea care a activat la Mănăstirea Antim din București, începând cam cu 1942-3, până când au fost descoperiți printr-o întâmplare absolut nevinovată și au fost arestați toți. Și între ei erau mulți preoți și călugări pe care, cu voia dumneavoastră, îi voi evoca și voi spune de Părintele Daniil, care a murit în închisoare, de Părintele Benedict Ghiuș, Părintele Felix Dubneac, Sofian Voghiu, Roman Braga, Adrian Făgețeanu și mulți alții, ca să nu spun că am ales numai pe cei, ca să
ca să îi aleg pe cei care mi-au fost mie mai aproape. Fiindcă în tinerețea mea am luat și eu parte la întâlnirile de la Rugul Aprins, iar astăzi nu mai știu în viață decât un medic veterinar care locuiește la Paris și pe părintele Roman Braga, pe care îl știam în suferință de cancer și acum nu mai știu dacă e în viață sau nu. Și multe ar mai fi de spus, fiindcă în închisoare au fost și convertiri profunde, cum cunoașteți toți numele părintelui Nicolae Steinhardt, care a fost botezat în închisoare de către călugărul Mina Dobzeu, care acum încă trăiește parcă la Roman, și Steinhardt, care era evreu și care, văzând tăria de credință a creștinilor și dragostea care îi unea pe toți, a dorit să fie și el goim, să fie la fel ca și ei, și a cerut să fie botezat, iar mai apoi a ajuns călugăr la Rohia. Și când venea în București, venea la Sfântul Silvestru să-l viziteze pe părintele Galeriu. Și era atât de modest, încât niciodată n-a acceptat să intre în altar în timpul liturghiei. Stătea ca un credincios oarecare între credincioși și se împărtășea la rând cu toți credincioși. Și a excelat printr-o curățenie sufletească și printr-o cinste cum rar se întâlnește la un om. Și au fost și turci cu noi acolo, dar n-am reușit să convertim cei care am stat cu turci pe niciunul dintre ei. Însă mărturisesc că pe Hagi Ali Aga nu l-am uitat niciodată și nici nu-l voi uita, fiindcă a fost un suflet curat, chiar dacă n-a fost creștin, și un om respectuos cum nu poți întâlni prea mulți. Și când era din comuna Piatra de lângă Constanța, și când m-am dus să-l vizitez, după ani de zile, nu mai vedea și a pierdut vederea și auzul. Dar m-a recunoscut după grai, după voce, și ne-am bucurat că ne-am revăzut. Acum nu mai e în lumea asta. Și foști deținuți politici mai sunt câțiva care dorim din toată inima ca cei care sunt tineri să învețe din istoria pe care am trăit-o noi, fiindcă așa spuneam la început, istoria e un testament lăsat strănepoților pentru tâlcuire vremii de față și orientare în viitor. Viitorul îl construim noi, voi, tinerii, construiți viitorul. Dacă îl veți face fără Dumnezeu, va fi vai de omenire. Și dacă deviza casei regale a noastre a fost nihil sine deo, este o realitate, o realitate pe care trebuie să o trăim și să o facem să o trăiască și alții. Căci trăim clipe în care vor să alunge religia din școală. Ori toți aceștia ori sunt criptocomuniști, ori sunt blestemați, știu eu cum, ca să-și piardă credința, ori pretind că sunt filozofi, dar sunt filozofi și băgați de seamă că numai o literă este diferența între semnificația mare și adâncă ca o propastie
între filosof și filozof. Filosofia înseamnă iubirea de înțelepciune. Filozofia e iubire de întuneric, fiindcă cei care vor să alunge religia nu sunt filozofii, fiindcă filozofii, și n-a fost mai mare filozof în neamul românesc ca Eminescu, care a spus că biserica este mama neamului nostru românesc. Și s-a rugat atât de frumos sub milostivirea ta, alergăm preacurate născătoare de Dumnezeu. Și de aceea, dragii mei, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat atâta vreme și nu uitați că sunteți români și creștini, că pe români i-a făcut să treacă prin valurile de istorie nu o corabie oarecare, ci o corabie creștină care a fost dirijată de farul credinței ca să ajungă la limanul mântuirii și că pe toți ne-a unit credința, limba și credința și sângele dacoroman. Să vă ajute Dumnezeu la tot, să fiți sănătoși. Dragilor, Părintele se va alătura de ușor. Îi mulțumim mult pentru prezență și pentru cuvintele minunate. Dacă mai aveți puțină răbdare, 30 de minute, să mai vă prezic câteva mărturii. Dacă nu, vă puteți vedea.